există două moduri de a trăi, reacționând și acționând. Și atunci când trăiești viața acționând, tu ești conștient de toate deciziile tale și ți le asumi și preiei controlul asupra vieții tale, adică tot ce decizi să faci vine din conștientul tău, vine din inimă, și reacționând, poți să trăiești viața reacționând, adică trăind lăsând frica să preia controlul asupra deciziilor tale. Instinct, cumva. Exact. Cumva un instinct, dar este cumva ego-ul ăla care te controlează și îți spune el mereu ce să faci, ca un fel de voce care te controlează, dar cred că cel mai bun cuvânt pe care aș putea să-l folosesc ca să descrie asta e inconștient.